Iubirea plutește în aer, în special pentru Otmiela, care se declară mai îndrăgostită ca niciodată. Iubesc viața, nu pot să mint în general, pentru că pe fața mea se citește orice grimasă. Iubesc viața în general. Iubești pe cineva în inimioara mea, dar este așa un... Sunt așa niște săgețe aruncate din ambele părți. Eu nu știu dacă o să funcționeze, dacă o să se întâmple ceva, dacă o să crească acele săgeți sau o să se blocheze. Dar se întâmplă așa, inimioara mea face niște mici... Cam de cât timp face inimioara ta? Cam de la sfârșitul verii, așa. Dar nu e nimic, adică nu vă gândiți că este o relație, că dacă ar fi o relație, aș recunoaște treaba asta. Dar mi se întâmplă foarte greu să pun ochii pe cineva sau să îmi placă cineva. Sunt niște criterii pe care le am, nu mă îndrăgostesc ușor, dar și când mă îndrăgostesc, bat o vina de dragoste, că nu mai scap de ea. Am fost puțin până în Elveția și îmi doream foarte tare eu să ajung în San Moritz, să merg cu un tren acolo, să vizitez puțin și am făcut asta spontan. Azi am plecat, mi-a venit ideea, am plecat mâine dimineață, am plecat până în Milano, din Milano am luat o mașină și așa a fost. Și cumva între toate lucrurile astea, știi cum e viața, cunoști oameni, na. Dar lucrurile se întâmplă pe pământul românesc, aici la noi. Deci e român? E român, da. E cunoscut? Foarte român. E cunoscut? Probabil că este cunoscut cumva în industria în care suntem, nu este o persoană publică, dar cam atât pot să zic, că nu e ceva ce... Sunt doar așa niște ok, niște săgeți, adică nu... Eu las lucrurile să vină foarte, foarte natural, chiar dacă am frica asta de a mă atașa de oameni și de a... De multe ori, atunci când îmi place cineva, am tendința să mă por și să-l îndepărtez, față de cum sunt eu în mod normal cu prietenii pe care i-am și cu oamenii de pe lângă mine, pentru că mi-e frică de a nu pierde omul ăla și de a nu fi dezamăgită. Chiar dacă asta face parte din viață cumva, dar de când a fost evenimentul cu mama, mi-a fost foarte greu să mă atașez și să mă arunc în, adică să fiu vulnerabilă, de fapt despre asta e vorba. Eu niciodată n-am făcut primul pas atunci când vine vorba despre un bărbat, adică sunt atât de curajoasă, sar de pe, nu știu, cu parașuta, fac tot felul de nebunii de astea de adrenalină, dar când vine vorba de bărbați, acolo sunt, nu am făcut niciodată primul pas. Nu știu dacă ar fi trebuit să fac primul pas, dar cumva așa am crescut, ca niciodată femeia nu face primul pas, așa că nu fac primul pas, să știi? Nicoleta nu că este mai rezervată, dar cel puțin la fel de îndrăgostită. Am jucat într-un film cu 2 ani, prima dată, în Italia. Și a fost o producție italo-americană. Iar de această dată am jucat într-un film românesc, în filmul Cursa. Și da, îmi place foarte mult și domeniul ăsta. Și mi-ar plăcea să continui și pe direcția asta pe cât posibil. Este Nicoleta nu că îndrăgostită? Da. De? Nu o să zic mai mult de atât. Nu comentez mai mult, pentru că viața personală, așa cum am obișnuit deja oamenii, rămâne personală, rămâne pentru mine. Pe cât pot să protejez partea asta din viața mea, o voi face până în pânzele albe. Bărbații care vor să ajungă la inima Amnei trebuie să știe că au de parcurs un drum lung și dificil. În momentul de față nu există decât un singur bărbat în viața mea, și anume băiețelul meu David, Cristian, pe care îl divinizez și cu siguranță atunci când va fi cazul să aflați de o poveste de dragoste, de un bărbat care, nu știu, să poată fi lângă noi, cu siguranță veți afla. Până atunci, cale lungă. Dar te-ai gândit ce calități ar trebui să aibă un bărbat ca să ajungă la inima ta? Fie acum să spun eu pe post calitățile bărbatului pe care eu le caut. Voi vă dați seama că l-aș învăța pe acel om ce să facă și ce strategie să-și aplice? N-avem cum, ia și muncește. Știm că Dani Oțil este în Malta, la filmările pentru Power Couple. Gabriela îi duce dorul. Este greu fără el, da. A început grădinița, Tiago. Și cum se descurcă la grădiniță? Îi place, nu-i place? Da, a început grădinița, este absolut minunat, îi place foarte mult, stă la program lung, doarme acolo, mănâncă foarte bine, a zis că este bună mâncarea acolo, acum nu știu să o iau pe ca pe un compliment sau... Da, mă bucur că mănâncă.
îi place foarte mult și asta este cel mai important lucru pentru noi și se dezvoltă de la o săptămână la alta, învață lucruri noi, îl aud că urcă pe scară și cântă ceva, cântecele de la grădii, este foarte, foarte mișto. Alin Simoiu se declară un bărbat singur, chiar dacă la orice eveniment este înconjurat de doamne și domnișoare. Dorm foarte puțin și mănânc haotic. Nu, eu n-am un stil de viață sănătos, absolut deloc, deși încerc să mă mențin sănătos prin sport. E singurul lucru care mă menține stabil psihic, să zic așa, cât și fizic, pentru că pierd foarte multe nopți și mănânc absolut haotic. Cine îi fură nopțile lui Alin de la Insula Iubirii? Wow, la întrebarea asta n-aș vrea să vă răspund. Într-adevăr, nu mi le pierd singur. Așa că vă las pe voi să descoperiți asta, dar clar nu bărbații. Te-ai gândit? Mai mergi la insulă? E o întrebare pe care o primesc destul de des după ce s-a difuzat emisiunea și atâta timp cât nu am relație în prezent, este posibil să ajung din nou și sezonul următor, dar până atunci nu știu ce se poate întâmpla și cel mai probabil o să-mi fac o relație. Dacă îmi fac, o să rămân acasă. Să privesc și eu. Cornel de la Insula Iubirii pare să nu renunțe la disputa pe care o are cu Ali. Asta cu Cornel n-aș fi vrut să o spun, dar o spun pentru că trebuie să afle și lumea adevărata fața lui Cornel, cât și al Justinei. Cornel, imediat după difuzarea cu mine în care eu am spus că nu mi-aș dori o femeie ca Justina, el a intrat pe Instagram, m-a înjurat, mi-a dat mesaje de amenințare. Am încercat să-l fac să înțeleagă că nu putem să ne certăm prin live-uri și nici prin mesaje. Cel mai bine ar fi să ne vedem personal, să discutăm, să vedem ce putem rezolva sau ce avem de împărțit, pentru că eu nu înțeleg. Și la un moment dat chiar am mesajele în care spunea că uite-te pe umăr atunci când mergi pe stradă, pentru că toți care s-au pus cu mine s-au terminat sau au terminat-o urât. Eu tot încercam să-l conving să ne vedem, să discutăm despre asta și acum, cred că o săptămână, la tot un eveniment, m-am întâlnit cu el personal și l-am rugat de fapt să vină să discutăm. La care a început să înjure, toată lumea se uita și să mă jignească, eu doar rugându-l să mergem să discutăm ca bărbații, să lămurim asta, să nu ne mai certăm prin mesaje. Și n-a vrut, bineînțeles, a fugit de discuția. Din punctul meu de vedere, eu mi-aș dori să lămurească cu mine ce are, eu nu am nimic cu el, dar el are ceva cu mine. Și eu aș vrea să lămuresc asta, pentru că eu nu sunt certat cu nimeni și nu am dușmani, cum el cred că e dușmanul meu acum. Alin a ținut să-i transmită un mesaj prezentatorului nostru, Marcel, fostă ispită la Insula Iubirii. Aș vrea să-i transmit lui Marcel să fie cel care, pe care l-am cunoscut la insulă și să nu se schimbe așa cum a făcut-o, pentru că toți colegii spun asta, și să rămână el exact cum l-am cunoscut. Asta e tot ce pot să-i